Coșmarul fetiței a început când părinții au divorțat. Bărbatul care îi este tată și trebuia să aibă grijă de ea o batjocorea, obligându-o să întrețină relații sexuale. Atunci, în vârstă de doar 13 ani, micuța a fost victima mai multor abuzuri sexuale. Ea locuia împreună cu cel căruia îi spunea tată și cu concubina acestuia. În luna martie anul acesta, fata nu a mai putut suporta și l-a reclamat la poliție. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a ajuns după gratii. Judecătoria Târgu Cărbunești a decis. Condamnă pe inculpatul Vâlceanu Vasile la o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată. Interzice inculpatului drepturile părintești și dreptul de a fi tutore sau curator pe o perioadă de 5 ani. Se arată în sentința judecătorească. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. De asemenea, tatăl violator trebuie să achite 8.000 de lei daune morale fiicei batjocorite. Cazul cutremurător a ajuns și în atenția inspectorilor protecției copilului. Fetița va primi asistență psihiatrică din partea specialiștilor Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Corina Drăgan, purtătorul de cuvânt al instituției, a declarat că a fost demarată ancheta și la nivelul DGASPC. Fetița locuia împreună cu tatăl și cu concubina acestuia. Minora în acest moment este alături de mama ei, are din punctul nostru de vedere suportul moral și afectiv de care are nevoie în aceste momente și considerăm că fetița, din punct de vedere psihologic, este într-o stare de echilibru emoțional. Iar abuzul sexual are consecințe deosebit de grave în dezvoltarea minorei, iar traumele sunt multiple, spun specialiștii. Abuzul sexual este cea mai gravă formă de abuz care se poate întâmpla atât la copil cât și la adult. Traumele sunt multiple în funcție de mecanismele de apărare ale copilului. Cum are o vârstă așa de mică, probabil că n-a fost expusă la alte traume și nu știe să gestioneze, pot apărea, prima patologie care poate apărea este tulburarea de stres post-traumatic, care trebuie atent monitorizată și tratată atât medicamentos cât și cu consiliere, cu psihoterapie, cu condiția ca cineva să ceară ajutorul de specialitate atunci când va vedea primele semne. Un alt caz care a cutremurat județul Gorj este al unui așa zis tată din localitatea Stănești. Acesta a fost trimis în judecată de judecătoria Târgu Jiu pentru incest după ce și-a violat fiica minoră. Calvarul a început la nici un an după divorțul părinților săi.